ce mai? Ce ai făcut? A, bă, ia, ha! În era în care majoritatea magazinelor interzic accesul oricărui animal de companie în incintă, fie el câine sau pisică, un tânăr din Pârscov a intrat cu tot cu cal într-un supermarket din localitatea buzoiană. Ignorând personalul magazinului, omul, probabil pasionat de cabaline, s-a plimbat cu nonșalanță printre rafturi cu calul, spre amuzamentul clienților din magazin. Băi, cei prezenți au imortalizat momentul cu telefoanele mobile. După mai bine de un minut, timp în care tânărul i-a prezentat produsele din magazin calului, a ieșit din supermarket fără să cumpere nimic. Nu este prima dată când un român intră într-un magazin împreună cu un cal. Astfel de momente oportun imortalizate au devenit virale grație internetului.